Biroul politic de reintegrare și exprimă regretul în legătură cu intenția tiraspolului de a prelungi autoizolarea populației sub pretextul pandemiei de COVID-19 până pe data de 1 decembrie anul curent potrivit deciziilor anterioare ale structurilor de facto din regiune. Aceste măsuri urmau să expire pe data de 30 septembrie. Fără a diminua din importanța crizei epidemiologice și necesitatea de a proteja populația de riscul infectării, biroul consideră că virusul nu trebuie utilizat în scopuri politice și în calitate de justificare pentru încălcarea drepturilor omului. Criza sanitară generată de pandemie constituie un test dur pentru toate autoritățile statale și capacitatea acestora de a interveni și de a ne adapta la noile împrejurări. Or, accesul la muncă, la serviciile medicale, la educație, la libera circulație nu pot îngreuna și mai mult situația locuitorilor care necesită să se deplaseze. Se spune într-un comunicat al biroului. Instituția îndeamnă repetat reprezentanții tiraspolului să dea curs inițiativelor Chișinăului de cooperare în domeniul sanitar epidemiologic în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale ale Sănătății și face apel către partenerii internaționali și cei locali de a avea în atenție această situație ce vizează drepturile omului.